Suntem la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi vom povesti despre Crăciunul aflat între istorie, religie și shopping. Pentru aceasta l-am invitat alături de mine pe profesorul de joacă, Leon Magdan. Salut, Leon, bine ai revenit! Bine te-am regăsit și bine v-am regăsit pe toți. Seara bună, dragilor, și de-abia aștept să stăm un pic de vorbă. Hai să povestim acum un pic despre, exact despre Crăciun, din cele trei... Cum ai spus, religie, istorie, tradiție, shopping, așa, da. Păi știi ce se întâmplă? Nu numai Crăciunul este puternic dezbătut. De Crăciun ne place nouă să fim un pic mai atenți la diferențele astea. Fiecare zi se află sub, la această intersecție între shopping, tradiție și... Normal, la Crăciun se vede mai izbitor și la Paști se vede, să știi, adică pe mine un pic, sincer să fiu, mă deranjează cât de mult accent se pune pe iepurași. Ok, fă și cu iepurașul dacă vrei, n-am nimic împotrivă, na, nu e un lucru rău. Rău este când le pierzi pe celelalte. Acolo e rău. Rău este dezechilibru. Așa și la Crăciun. Dacă la Crăciun înseamnă că mergem numai la mall și facem shopping și ce nemaipomenit ne-am simțit noi, păi aflați, dragilor, că nu v-ați simțit așa nemaipomenit. Ăsta e adevărul. Dacă pierzi tocmai spiritul ăla fantastic din familie și bucuria de a te juca, bucurie pe care trebuie să o descoperi în orice zi. Doar că atunci de Crăciun te joci altfel și te bucuri în familie altfel. E un moment mai festiv, e un moment mai solemn. Ne place să ne pregătim pentru momente solemne. Deci cu toții vedem câtă pregăteală, da, ca să nu zic pregătire, câtă pregăteală este la nuntă. Mamă, rochie, invitați și chestia aia durează câteva ceasuri. E mult mai important cum trăiești după aia, e mult mai important să rămâi mireasă toată viața și în fiecare zi să te simți mireasă. Aia bună, a trecut. Da? E, așa și aici, ne place să ne pregătim de Crăciun. E foarte important să simțim acea sărbătoare, că nu putem spune fiecare zi o sărbătoare, dar în fiecare zi trebuie să gustăm partea frumoasă din ea. De Crăciun, într-adevăr, e mai multă lumină, e mai mult drag, e mai multă bucurie. Din punctul meu de vedere, ăsta este principalul lucru istoric și tradițional pe care trebuie să-l ducem cu noi. Și în clipa în care vom realiza că nu shopping-ul ni-l oferă, și shopping-ul e important. Nu poți să zici, vai ce Crăciun minunat am avut și sub brad nu era nimic. Dar m-am simțit teribil, hai să fim serioși. Nu, te bucuri, orice vârstă ai avea, te bucuri. Când vezi că ți-a lăsat moșul acolo sub brad ceva, te bucuri. Te bucuri ca un copil, pentru că retrăiești acel lucru frumos. Lucrul ăla frumos poți să-l retrăiești de-a lungul anului și cu alte ocazii. Nu la acea intensitate neapărat, dar nu conștientizat așa, știi? Cât de bine ne simțim de ziua noastră de naștere. Cum ne-am simțit dacă de ziua de naștere nimeni nu ne-ar spune din familie, din cei dragi la mulți ani, nu? Nici n-ai simțit că a fost ziua ta. La fel și Crăciunul. Poți face shopping oricând, hai să fim serioși, da? Așa cum, la fel mă deranjează cu Sfântul Valentin că mamă e ziua îndrăgostiților, fraților, și noaptea îndrăgostiților când e, că e și mai importantă. Fiecare zi a îndrăgostiților, îmi iubesc soția de nu mai pot în fiecare zi și ea pe mine. Că mai avem discuții, că se mai întâmplă greutăți, e normal, firesc, și la mașină mergi cu ea și mai cedează câte ceva, oricât ar fi costat și oricât de nou ar fi, da? Se întâmplă, asta e viața. Dar trebuie să te bucuri, trebuie să trăiești cu drag. Vis-a-vis de tradiții, în clipa în care tu faci Crăciunul și copilul ăla n-aude colinde decât pe la radio, că avem un post de radio, nu spunem care că nu contează, dar dă numai colinde în continuu, eu zic că trebuie găsit o armonie. De exemplu, eu acel post de radio l-ascult tot anul, dar în decembrie nu mai poți să l-ascult, că după o oră, două, trei te urci pe pereți, nu poți asculta colinde în engleză în continuu. Dacă tu nu-i oferi copilului un colind românesc tradițional, oricât engleză ar învăța el, oricât de european s-ar da, suntem români, colindul ăla rezonează în sufletul tău. Deci, totdeauna o să-mi aduc aminte cele două colinde, bunica m-a învățat în copilărie, Dumnezeu să odihnească, două colinde frumoase, nu mergeam, în general, pe timpul Ceaușescu, când am copilărit eu, toată lumea spunea același colind, bunica m-a învățat, vezi cât de importantă e bunica, bunica e acea tradiție superbă, m-a învățat două colinde frumoase, eu alea le duc cu mine, eu acum, de Crăciun, îl învăț pe copilul meu și plec cu el prin vecini. Sau, na, că acum a mai crescut, la singur să se ducă. Dar e o frumusețe. Dacă s-a dus, că acum am devenit și un pic paranoic. Cum să plece copilul singur pe la uși străine, Doamne ferește, știi? Hai să fim serioși că nu e singur. E și îngerașul care îl păzește cu el. E și Moș Nicolae, e și Moș Crăciun, e și Dumnezeu. Deci să avem niște tradiții. Nu zic că îl trimiți cu colindul cu trenul. Doamne iartă-mă, dar să meargă pe scara blocului. Ce poate să-i se întâmple? Lasă-l să iasă un pic, lasă-l să simtă Crăciunul.
Deci ca întotdeauna cuvântul cheie cred că este echilibru din ce povestești tu aici, da? Da, da, cu siguranță. Trebuie să ne facem un Crăciun fericit și echilibrat din toate punctele de vedere. Dacă tu faci shopping fără tradiție, ce Crăciun e la fraților, sincer? Și încă un lucru ciudat, vezi? Doamne, ce cozonac am mâncat, l-am luat de la firma nu știu care, nu mă fă-l tu în casă. Păi dar nu-mi iese. Păi și da, dar e al tău. Ăla are un gust neieșit așa cum e. Da, e cozonacul vostru, fraților. Cozonacul ăla nu reprezintă eșecul tău. Reprezintă bucuria voastră, oricât de neieșit ar fi. Pe când ăla cumpărat, ce reprezintă? Nu zic că nu trebuie să cumperi de mâncare. Ok, cumpăr, dar fă tu un cârnat în casă, că suntem români. Băi, au alt gust. Nu pățești nimic că dai la manivelă la mașina de tocat 2 minute sau 2 ore. Dar e o bucurie. E un gust al Crăciunului, care nu ține doar de ceea ce mănânci. Leon, mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, haideți să ne facem toți un Crăciun cât mai personalizat, un Crăciun al familiei noastre și nu uitați și în perioada Crăciunului, dar și tot anul, să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!